Nu, nu, nu. Păi eu cred că tu știi mai bine să le faci. Unde-s găuricile? Uite-le. McDonald's. Așteptăm să ieși tu mai întâi? Da, cum se închide asta? Plecăm din Sofia. Prima oprire, munții de lângă Sofia. Cum se numesc acest munci? Vitoșca, nu? Vitoșa. A doua oprire, Plovdiv. De pe vârful Vitoșa. Nu știm ce e, vrem să vedem dacă se poate intra sau dacă se vinde cafea. Want to see the... No? Ce? Hai să încercăm dacă putem să facem o poză. Se pare că asta e tot ce e pe munte, sau ce am putut găsi noi. Se repetă experiența cu monumentul comunist. Dar putem să mai căutăm acum, o dată, când plecăm mâine. E multă zăpadă, n-am găsit niciun sătuleț. O să ne oprim undeva să facem și noi o poză de pe munte. După care ne ducem către Plovdiv. Nu mă mai vedeți acum. Ah, ba da. Să mergem. Să ne duce? Intrăm câte doi sau cum? Nu, ne duce pe toți. Nu mai rămânem blocați, nu? Cât e? 8. 630 de chile. Okay. Sunt safe, hai. Credeam că ne vedem jos. Ne-am văzut mult mai devreme de atâta. Ce faci, moșule? Ți-e foame? Către Plovdiv. Plovdiv!
piesă. Ce facem? Ne plimbăm puțin înainte să mergem la barul de hipster? Da. Deci, Plovdiv e mult mai frumos decât Sofia. Mult mai frumos. Și decât Veliko Târnovo. Și o să fie orașul cultural european sau capitală da. Culturală europeană în 2019. E păcat să nu veniți.